Da, salutare oameni buni. Astăzi biletul pe care l-am făcut dimineața a picat din păcate pe meciul lui Rublev, care n-a jucat absolut nimic, l-a bătut lunganul ăla de Popirin. O să mai propun, o să mai fac încă o dată un bilet cu meciul de Champions League, dar o să schimb. Am jucat la Atletico cu Dortmund, unde Atletico știți că e cea mai, una dintre cele mai puternice echipe pe teren propriu și în Champions League și în campionat. Am zis cu 13 victorii, un egal și o înfrângere în campionat, iar în Champions League a avut 3 victorii în meciurile de grupă și în optimi a bătut-o pe Inter cu 2-1 și a jucat foarte bine. O să joc super cotă 1 solist pe Atletico la 1,90, lângă acel pariu pe PSG să marcheze 1-3 goluri, care este o cotă de 1,28. Deci PSG să marcheze, nu cred că dă 4 goluri PSG lui Barcelona, dar un gol fiind acasă, cred că o să dea. Și mai jucăm încă un pariu de o cotă mai mică pentru a ne duce mai aproape de 3. O să jucăm la West Brom cu Rotherham. West Brom este echipă se află acum pe locul de baraj în Championship. West Brom, clar, dacă se menține acolo, va juca baraj pentru promovare și cred că va reuși să o facă. Are 69 de puncte, Norwich 68, dar important e că cele de pe 78 au 63 de puncte, sunt la 6 puncte în spate, mai sunt vreo 5 etape. Dacă câștigă 2 victorii și un egal, sau e greu de crezut că cei de la Coventry și Preston vor câștiga tot. Așa că 2 victorii, un egal. Acum joacă cu Rotherham, West Brom și cred că va câștiga. Am jucat 1 solist, este cotă de 1,22. Astea sunt ponturile pentru astăzi. Avem West Brom 1. O să mai joc tot acest bilet. West Brom 1, PSG să marcheze 1-3 goluri și Atletico Madrid 1 solist. Iată biletul. Deci avem asta, West Brom, Atletico 1 solist, PSG să marcheze 1-3 goluri și West Brom 1 solist. Avem cotă 2,96, asta ar fi biletul. O să-l joc încă o dată, o să-l joc cu 7 unități pe acesta. Vom recupera miza de pe biletul pus dimineață și recuperăm ceva și, și vom avea și pe plus. Iar rămâne și marcator în continuare biletul pe care l-am pariat cu 4 unități pe Griezmann să marcheze. Mersi de atenție, astea sunt poturile pentru miercuri, 10 a 4-a, ne auzim data viitoare.